Asta îți trebuie o bucurie foarte mare din mai multe puncte de vedere, pentru că simt că există o nevoie fundamentală pe care, într-un fel sau altul, am descoperit-o împreună cu domnul biolog mult timp înainte de Revoluție, când își amintele caravane care de cu știință și tehnică, primam din țară și stăteam de vorbă cu tine, după care poate ați văzut și la ceea ce într-un fel sau altul am făcut pe internet, școli de vară, școli de iarnă, școala fără ziduri, cu grămadă de elemente care tatăl m-a insuflat, năzduiți-o de om, dar dacă se poate orienta tot timpul către viitor, nu către trecut, către viitor. Nu cred că mai e nevoie de prea multe alte introduceri. Vă rog că domnul Ionor și mulțumesc că a venit la noi și această grupare, să zicem, care cea care să aducă complexitatea a viața de zi cu zi. Și rog să ne povestească despre viitor în trăirea personală pe care îți o are. Ce frumoasă idee să povestești despre viitor. Cred că am o carte aici, scurtă istoria viitorului și cumpăr tot ce apare în lume. Asta este scrisă de un imperiu de deștept care a fost consilier al lui François Mitterrand, Jacques Attali. Sfârle cu zarurile, încearcă să citească viitorul, dar nu poate decât mărți. Omul nu are cum să iasă din paradigma asta. A fost consilier prezidențial la un mare președinte și, deși e extraordinar, persoană extraordinar de cultă, nu iese din politic orice ar fi. Ori lucrurile se întâmplă mult mai mult decât politic. Marcul Ierului, redactor șef al revistei astea, pe care eu o sprujesc de 30 de ani, și Alex Afta merge împreună cu mine și încă doi colegi, din școală în școală, din orașul orașul, din școală în școală, lăsând în urma noastră un club de știință. Azi dimineața am fost de vină la Liceul Teoretic Național, un liceu particular, de lângă Piața Matachi, unde vreo 30 de copii au stat de vorbă cu noi pe diverse teme. Alex a vorbit despre creier, un alt coleg despre evoluția omului. Eu le-am făcut cap o mare relativ la marele sonde care sunt plecate de pe Pământ, în spațiul cosmic și nu pleacă acolo degeaba. Începem foarte adesea cu imaginea asta, pe care eu o prezint așa. Acesta este locul de muncă al lui Homo Faber, constructorul, cam prin anii 2050. Prin 2040 o să înceapă proiectarea, o să lucreze 10 ani cele mai bune minți ale Pământului, o să încerce chimiștii să vină cu alte materiale compozite, cu fibre de carbon, cine știe cum vom vedea cum vor fi ele, cu tot ce trebuie pentru ca un lift cosmic să fie ridicat până la 32.500 de kilometri în spațiul cosmic, cu o contragreutate atârnată la 99.000 de kilometri. Sigur că e SF. Dar câte lucruri nu erau SF acum 50 de ani? Plus telefon mobil. Dacă cineva, și asta scrie Ray Bradbury, s-ar fi gândit că oamenii pot vorbi în dodii, singuri în autobuz, singuri în troleibuz, singuri în tren, singuri pe stradă, nu putea fi caracterizat, e de nebun. Ori asta e în firea noastră, iar cei mici de tot. Cunosc o persoană vârstă de 2 ani, care luând de la bunică sub telefon, a tras pe iconul care e fotografie, a luat, a apăsat exact unde trebuie și s-a apăsat pe bunică. Tu ești ce? Asta e natural. S-ar putea ca, așa cum spune profesorul Florin Muntanu, eu cred că Florin Muntanu e cel mai mare profesor de clare la ora actuală, la școala românească, eu cred că există în noi o genă a mașinii pe care școala retează. Intră școala pe aici, școala zice, nu, te învăț eu cum o iei tu așa de la pușcăria fabrică în care intri și până la sfârșit petrece prin mașina de tocat și se ieși până la fel ca toată lumea. Unii nu merge. Asta e doar pentru introducere, cum vă spun. Eu vreau să vorbesc numai despre anul 2035. N-am așa de mari pretenții, dar să mă duc prea departe. Să repet, aceasta va fi loc de muncă pentru cel de 10 milioane de pruncteni deștepți. Liftul va avea baza în Sri Lanka, după toate probabilitățile, sau undeva prin Ecuador, la Ecuador, care se întâmplă asta. Și lucrul ăsta se va întâmpla. Noi am primit la redacție, acum 2 săptămâni, vizita unui lunatic, absolut, deci n-am cum să-l caracterizez altfel, Charles Radley îl cheamă, care ne-a spus relativ la accesul ăsta nou. E complet greșit. O să-l facem pe lună. Și un oameni foarte serios, avea o ruptă în spate, are 3 doctorate, s-a așezat la masă, l-am înregistrat, și ne-a spus, ticăiți, de ce? E clar că vom face pe lună. E mult mai ieftin. Ne trebuie o mulțime de materiale pe care nu le mai avem pe Pământ. Și pe Lună va fi altfel în spre Radley. Încep din punctul Lagrange 5,
acolo pun contragreutatea și întrețes cele două panglici tot mai jos spre lună până ating luna. Nu durează decât vreo 12 ani, timp în care am realizat totul, iar pe lună ce avem? Avem heliu 3, până afară de fier, de titan, de tercear. Ori heliu 3 este viitorul combustibil pentru centralele de fuziune. Ce sunt centralele de fuziune? Sunt niște dihănii mari, numite tokamakuri, le-au inventat rușii prin 1950, în care într-un tor, într-un colac de plasmă care ajunge la 100 de milioane de grade Celsius, se încălzește atât de tare, cum se încălzește? Pentru că temperatura este creată și rotirea torului se face datorită unui câmp electromagnetic foarte puternic. Există un asemenea loc în construcție, la Cadaraș în Franța, am fost acolo, pe margine, nu am lăsat să călcăm înăuntru, abia se punea cea de-a doua fundație și între prima și a doua fundație se instalaseră niște rulmenți uriași, care m-au bucuria să aflu că s-au fost făcuți la Brașov foarte bine, așa cum le-au trebuit celor de acolo. Peste a doua fundație va mai fi una, totul trebuie să fie bine echilibrat, bine balansat, că dacă vin cu tremurile, 100 de milioane de grade Celsius, mai trebuie, și torul ăla de care să-mi fie luat atât de tare, face un lucru trivial pe care, din păcate, inginerii n-au reușit să-l scoate din trivial. Încălzește un bidon mare de apă, în care apa fierbe, dă aur, aurul sub presiune, pătră o turbină, turbină cu rotor stator și încălzire electrică. Aici inginerii n-au mai ceva. De la James Watt încoace, nu s-au mai descurcat. Au o pauză de 150 de ani. Apropo de pauză, am fost cu profesorul Radu Dobu la Cluj, acum două săptămâni, la un congres internațional de aquaporinistică. Inventatorul științei, pe nume Gheorghe Benga, îi spune aquaporinologie. N-are importanță cum îi spune, au venit peste 100 de oameni, care au venit cu lucrări foarte solide, ocupându-se cu ceva care e la mintea cocoșului. Sigur că între celulele trupului și oricărui țesut, apa circulă din aur. E bine, ăsta a avut ideea, Gheorghe Benga, când era tineră, că trebuie să există o pompă, o proteină specială care să facă povestea asta. S-a apucat împreună cu colegii lui, Popescu nu știu cum și încă nu știu cum, și am găsit pompa asta, i-au spus CH3-ul, au anunțat lumea live, i-a publicat toată lumea imediat, s-a pornit o goană după aceste CH35, au venit americane cu aparatură nouă, un domn pe nume Peter Agri a zis, știu eu mai bine, o să le spun aquaporine, Peter Agri le-a spus, au dezvoltat asta în continuare și Peter Agri a luat premiul Nobel, nu Gheorghe Benga. Eu însă am aflat despre Gheorghe Benga acum 10 ani, la un congres la Reno, Nevada, unde s-a apropiat de mine premiatul Nobel, după ce știu să conferința pe Dragă, și mi-a spus, voi români, aveți un salon de mare calibru, Gheorghe Benga. Atunci m-am întors în țară, l-am căutat pe doctorul Gheorghe Benga, am văzut cine e, am văzut ce pung noastră peste vot, pentru că e născut la votare cu oicumenie, de la prea departe și premiul Nobel nu vin la orice. Mă întorc acum în povestea asta. Un moment de realitate. Hai să arătăm Ceasul Națiunilor Unite, de la asta pornesc ca să extrapolăm spre următorii 35 de ani. N-am pretenția că voi desena în detaliu ceea ce se va întâmpla atunci, dar o să încercăm să pipăim în viitor. Uitați-vă, asta este Ceasul Națiunilor Unite. Visul meu pe care îl împărtășesc mereu, poate îmi găsesc un primar deștept care să vrea să pună în mijlocul orașului un screen pe care să apară asta. Îl citesc, l-am citit de multe ori, probabil că Florin e plictisit. Populația lumii. Acesta este un model cu eroare de 0,1%, mai mult. Deci la ora când noi stăm de vorbă, populația lumii este de 7.329.000, 20.000, 7.400, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Ăștia se nasc. Ăștia se nasc cu ochii noștri. În fiecare două secunde se nasc 5. La fiecare două secunde, 5 noi. 2.5 pământeni pe secundă apar. De la începutul anului, a crescut populația Craiovei, să zic așa, aproape pe pământ. Am scăzut pe cei care pleacă, cam 57 de milioane de oameni pleacă în fiecare an și vin mult mai mulți.
hai să mai ridicăm puțin. Asta e un fel de raport pe care îl fac guvernele Pământului. Încă nu există un guvern al Pământului, dar nimeni nu mai poate ascunde nimic. Nici Putin, tancurile lui, nici nimeni, nici în Statele Unite Republicane, toate frăzările cu care vor să se otrăvească cu toată atmosfera planetei. Astăzi s-au plătit pentru sănătate aproape 9 miliarde de dolari. Astăzi, numai astăzi. Înmulțiți cu 365, vedeți cât costă mai ales bătrânii, farmaciile, doctori. Asta e cheltuiala cea mai mare pe care Pământul. A doua este educația. Astăzi, deja s-au plătit 7,8, aproape 8 miliarde de dolari din cauza lui Putin și din cauza arabilor nebunilor ala, aproape 4 miliarde de dolari s-au plătit astăzi pe gloanțe, pușcă, hrana, obuzele, pensiile militarilor în America, astea costă foarte mult. Hai să mai ridicăm puțin asta și după aici o să și mă opresc. Uitați-vă, asta întotdeauna spun pentru profesoarele de literatură. Țipă, mamele și profesoarele. Nu citesc copii cărți, nu citesc copii cărți. E bine, anul ăsta au apărut 1.143.000.000 de cărți. Tipluri de carte, nu tiraje. Sunt unele cărți care au tiraje de 500.000 de exemplare. Harry Potter se vinde 3 milioane tiraj tot timpul. Lord of the Rings, cealaltă mare poveste a ultimilor 20-30 de ani, are la fel undeva un mare tiraj. La fel Marx, se vinde foarte bine. La fel Biblia, încă se vinde bine. Probabil Coranul se vinde și mai bine. Jurnale de astăzi, dar nu mă duc decât aici. Blogiștii cresc în putere. Blogiști înseamnă așa, am dat peste un ziarist care scrie bine, până la citesc, acolo mă duc. Vor urma după mine și afaceriști. El l-am găsit cu Gică Popescu, care scrie frumos, mă duc, îi dau și fac reclamă pe blogul lui și ce mai trebuie mie ziar tipărit. Cum spune chiar Rupert Murdoch, cel mai mare proprietar de ziar de pe Pământ, în maximul 10 ani tot ce-i tipărit dispare. Astăzi au căutat pe Google 3,5 miliarde, jumătate de căutări, 3.510.000.000 au căutat pe astăzi. Uite, au twitterizat astăzi 670 de milioane, între care și o persoană pe nume File. Poate că ați aflat, numita File este un roboțel care a scăpat din burta unei sonde pe care o cheamă Rosetta. Rosetta a mers 11 ani în spațiul cosmic, a făcut mai mult de 1 miliard de kilometri, a ajuns în o cometă care se cheamă Churyumov-Gerasimenko și vă spun că se cheamă așa pentru că profesorul Churyumov era responsabil și asistenta lui și fata pe care iubea el, madame Gerasimenko, s-a uitat exact când trebuia prin telescop și a văzut o cometă. I-a arătat profesorului și au hotărât că împreună să se cheme Churyumov-Gerasimenko, deci un fel de Romeo și Julieta la nivelul universitar și spațiul cosmic. A ajuns Rosetta în august anul trecut lângă cometă și pentru că așa zice Newton, a început să se rotească în jurul cometei. Orice obiecte în spațiul cosmic când se întâlnesc, din cauza atracției universale, unul mai mic începe să se împărte în jurul celui mai mare. Din motive pe care trebuie să vă spun că numitul Newton, după ce și-a stabilit legea, e legal, lucrat, vreau spre pătrașa, da? Și următorul a trimis o scrisoare lui Leibniz. Și spune scrisoarea aia, zguduitoare. Eu cred că niciun om cu mintea întreagă nu poate crede că între două obiecte aflate la mare distanță poate exista ceva care să le atragă. Newton descoperise legea, Universul mergea așa cum Newton l-a descoperit și nu credea. Așa sunt oamenii. Deci atât au căutat pe Google, ia uitați-vă la asta. Câte scrisorile electronice s-au trimis astăzi? Nu mai pun SMS-urile, nu mai e-mail-urile. Încerc să citesc. 178.338.944.000.000 s-au trimis astăzi. Când mă întâlnesc cu elevii, totdeauna ai pot să fac o aritmetică simplă. Ia spuneți-mă, dacă ar fi să scrieți la mama, la tata, la iubita ta, la iubitul tău, scrisorică pe hârtie, cu peniță și ceaneală. Și la calculul simplu ne iese că ne trebuie
să facem hârtie din copacii a 40 de planete ca Pământul, pe care să le tăiem, să le transformăm în pastă, să facem hârtie și să scriem scrisorile la mama și la tata. Numai asta și spune cât de zguduitoare sunt transformările pe care le creștem. Suntem în cu tot o altă parte a evoluției lumii. Mă opresc cu asta aici și hai să intrăm în 2035. 2035 e ca mâine. Când Armstrong a pus piciorul pe Lună, a fost un moment cu totul extraordinar. Cei de vârsta mea și 10-20 de ani mai tine și eu amintesc foarte bine. Eu trebuie să spun că eram atunci sportiv la echipa națională, am văzut noaptea alunizarea, dimineața ne-am rugat în avion și am plecat la campionatul Țărilor Socialiste. N-am să vin niciodată, am ajuns la Minsk să întâmplă asta și la Minsk rușii nu știau că americanii au ajuns pe Lună. Așa era lumea atunci. Noi le-am spus, noi echipa română, dar știți că aseară americanii au ajuns pe Lună?